Afaceristul George Bosânceanu a intrat din nou în atenția oamenilor legii după ce s-a descoperit că hotelul din stațiunea Mamaia pe care îl administrează este alimentat cu energie electrică printr-un branșament ilegal. Bosânceanu neagă acuzațiile ce îi se aduc, dar oamenii legii au întocmit un dosar penal pe numele său pentru furt de energie electrică. Controversatul om de afaceri George Bosânceanu face ce face și ajunge din nou în atenția publică. De această dată, la hotelul ce aparține, inginerii de la Enel au găsit un cablu branșat ilegal la un tablou electric ce aparține companiei. Verificările amănunțite efectuate luni noapte au scos la iveală însă și un tunel de circa 50 de metri prin care se pare că au fost ascunse alte cabluri electrice. Afaceristul neagă însă toate acuzațiile, spunând că unitatea hotelieră ce îi aparține ar fi alimentată cu ajutorul unui generator. Această găurică aici sau cealaltă de acolo au numit-o tunel de 50 de metri, de 100 de metri, care nu are legătură cu proprietatea mea. Proprietatea mea are eloniană, am fotovoltaice și am și generator. Am o instalație hibrid pentru că Enel-ul nu îmi dă curent electric, deoarece în urmă cu 3 ani am mai avut o bănuială care a rămas la faza de bănuială și este tot la poliție, în cercetări. Au tăiat cablu și au văzut că hotelul meu funcționează. Toți au văzut de față, toți cu poliție, cu jandarm, cu Enel, au tăiat cablul acesta din pământ care bănuiau că sunt eu racordat și în acel moment au văzut că eu funcționez. După aceea au oprit curentul în zonă peste tot ca să vadă dacă sunt racordat în altă parte, totul s-a oprit, eu funcționam, aveam curent. Au văzut ei personal lucrul ăsta. În urmă cu câțiva ani, hotelul administrat de George Bosânceanu a fost demolat parțial de autorități, iar în timpul operațiunilor de demolare a fost descoperit un branșament ilegal la rețeaua de energie electrică. Pentru furt de energie electrică, la acea dată afaceristul a ajuns și după gratii. De această dată, Bosânceanu s-a ales doar cu dosar penal, iar oamenii legii urmează să continue investigațiile în acest caz.